Engleza pentru începători, lecția 3, partea 1. Începem lecția cu învățarea câtorva cuvinte noi. Ascultați și repetați. Town. Oraș. Table. Masă. Clock. Ceas, orologiu. On. Pe, la, în. Day. Zi. Girl. Fată. Time. Timp, vreme. Afternoon. După amiază. Mother. Mamă. Usually. De obicei, în mod obișnuit. Să repetăm cuvintele noi în expresii. The boy and the girl. Băiatul și fata. The clock on the table. Ceasul de pe masă. In the afternoon. După amiază. Mother usually looks at the clock. Mama se uită de obicei la ceas. It is a good day. Aceasta este o zi bună. I have no time to visit Barbara. Nu am timp să o vizitez pe Barbara. He goes to school in the afternoon. După amiaza, el merge la școală. She likes to go to town. Ei place să meargă în oraș. The girl usually waits for the train. Fata așteaptă de obicei trenul. It's a good day to work. Aceasta este o zi bună pentru muncă. The boy has two tables in the room. Băiatul are două mese în cameră. Mother is in the room. Mama este în cameră. Puneți-vă la încercare. Cunoașteți deja cuvintele noi? Completați propozițiile în limba engleză. Aceasta este o zi bună pentru plimbare. It's a good to go for a walk. It's a good day to go for a walk. Nu am timp pentru cumpărături. I have no for shopping. I have no time for shopping. Mama este în clădire. Is in the building. Mother is in the building. Aștept des câte o zi în oraș. I often wait for a day. I often wait in town for a day. După amiaza mergem la biserică. We go to church. We go to church in the afternoon. În cameră sunt două ceasuri. There are two in the room. There are two clocks in the room. Acum, exersați pronunția următoarelor cuvinte. People. Popor, națiune, oameni. Nice. Plăcut, frumos, drăguț, simpatic. Big. Mare, voluminos, masiv. First. Prim, întâi. Some. Ceva, câteva, niște, câțiva, unii. Country. Țară, stat. Exersați acum cuvintele în propoziții. She's a nice girl. Ea este o fată drăguță. First, he sees a white building. Întâi, el vede o clădire albă. There's a big factory there. Acolo este o fabrică mare. I know some good shops. Cunosc câteva magazine bune. She's there. Ea este acolo. It's nice to see Mary. Este plăcut să o văd pe Mary. It's a big car. Aceasta este o mașină mare. Some people have houses and some have apartments. Unii oameni au case și unii au apartamente. It's a nice country. Aceasta este o țară frumoasă. Traduceți acum următoarele expresii și propoziții în limba română. I have some clocks. Am câteva ceasuri. We usually go first. De obicei mergem primii. He sees a big station. El vede o stație mare. Some girls like to walk. Unor fete le place să se plimbe. He drives a big car every day. El conduce zilnic o mașină mare. Bucharest is nice. Bucureștiul este frumos. A big country. O țară mare. The first building. Prima clădire. Să exersăm cuvintele noi. Traduceți în limba engleză. Câteva ceasuri mari. Some big clocks. O țară frumoasă. A nice country. Două mese mari. Two big tables. Prima zi frumoasă. The first nice day. Câteva fete. Some girls. 5 orașe. 5 towns. Vorbesc des cu mama. I often speak to mother. Este timpul să plecăm. It's time to go. Ea merge câteva după-amieze la birou. She goes to the office some afternoons. Maria este des acolo. Mary is often there. Să verificăm acum dacă cunoașteți deja cuvintele noi. Traduceți propozițiile în limba engleză. Noi suntem primii. We are first. După amiaza mergem des în oraș. We often go to town in the afternoon. El este un băiat drăguț. He's a nice boy. În birou este o masă mare. There's a big table in the office. Câteva camere au 5 ferestre. Some rooms have 5 windows. Nu am timp să merg la plimbare. I have no time to go for a walk. Mama intră în magazin în fiecare zi. Mother enters the shop every day. Acesta este un oraș aproape de București. It's a town near Bucharest. Ceasul este frumos. The clock is nice. Aceasta este o țară mare. It's a big country. Unii oameni merg la plimbare serile. Some people go for a walk in the evenings. Transformați următoarele propoziții afirmative în propoziții interogative. She is a mother. Is she a mother? Ea este o mamă? We are in town. Are we in town? Suntem în oraș? It's a big car. Is it a big car? Aceasta este o mașină mare? You are a good boy. Are you a good boy? Ești un băiat bun? They are big buildings. Are they big buildings? Acelea sunt clădiri mari? I am in the house. Am I in the house? Sunt în casă? He is in the office. Is he in the office? El este în birou? The car is nice. Is the car nice? Este frumoasă mașina? Răspundeți acum afirmativ la următoarele întrebări. Is it a church? Yes, it is. Are they in the street? Yes, they are. Am I in the office? Yes, I am. Are we near Bucharest? Yes, we are. Is she a good girl? Yes, she is. Is the boy in the building? Yes, he is. Is the bicycle white? Yes, it is. Are the people in the restaurant? Yes, they are. Răspundeți acum negativ la următoarele propoziții. Are you a boy? No, I am not. Is he in the car? No, he is not. Are we near Bucharest? No, we are not. Is it a big car? No, it is not. Is the factory big? No, it is not. Is mother in the shop? No, she is not. Is the boy in the car? No, he is not. Are the people nice? No, they are not. Iar acum să repetăm exercițiul anterior, folosind în răspuns formele prescurtate ale verbului. Are you a boy? No, I am not. Is he in the car? No, he isn't. Are we near Bucharest? No, we aren't. Is it a big car? No, it isn't. Is the factory big? No, it isn't. Is mother in the shop? No, she isn't. Is the boy in the car? No, he isn't. Are the people nice? No, they aren't. Să exersăm acum pronumele interogativ. Who is it? Cine este? What is it? Ce este? Where is the boy? Unde este băiatul? When are you in the building? Când ești în clădire? Completați propozițiile cu pronumele interrogativ corespunzător. Unde este biserica? Is the church? Where is the church? Cine este? Is it? Who is it? Ce este pe masă? Is on the table. What is on the table? Traduceți în engleză următoarele propoziții interrogative. Cine este fata? Who is the girl? Ce este în clădire? What is in the building? Unde este mașina? Where is the car? Când ești în birou? When are you in the office? Urmează câteva verbe noi. Repetați-le cu voce tare. To ask. A întreba, a cere cuiva ceva. To live. A trăi, a locui. To want. A vrea, a dori. To think. A gândi, a se gândi la. Traduceți următoarele expresii în limba engleză și fiți atenți la pronunție. El este. He is. Eu vreau. I want. Ei gândesc. They think. Noi trăim. We live. Tu întrebi. You ask. Ei întreabă. They ask. Tu ești. You are. El locuiește. He lives. Noi vrem. We want. Voi gândiți. You think. Ați reușit să le învățați? Să vedem. Completați următoarele propoziții. Ne place să trăim la București. We like to in Bucharest. We like to live in Bucharest. Cred că vrea să fie primul. He wants to be first. I think he wants to be first. O întreb despre Maria. I often Mary. I often ask Mary. Ea vrea să trăiască la București. She to live in Bucharest. She wants to live in Bucharest. Suntem întotdeauna acolo. We always there. We are always there. Vreau să am o mașină. I to have a car. I want to have a car. Eu cred că aceasta este o școală proastă. It is a bad school. I think it is a bad school. Traduceți în engleză următoarele propoziții. Cred că îi place să trăiască la oraș. I think she likes to live in town. Ea vrea să vadă strada comercială. She wants to see the shopping street. Apoi, ea vrea să meargă la biserică. Then she wants to visit the church. Trăim într-o țară mare. We live in a big country. Lecția 3, partea a doua. Propozițiile următoare cuprind două cuvinte necunoscute. Pentru început, să exersăm pronunția acestora. through. Behind. Acum exersați cuvintele noi în propoziții. She is behind the shop. Ea este în spatele magazinului. I know the town through and through. Cunosc orașul de la un capăt la celălalt. She sees a red car through the window. Ea vede o mașină roșie pe fereastră. You often go to the church behind the station. Tu mergi des la biserica din spatele stației. He goes by bicycle through the town every day. El merge cu bicicleta prin oraș în fiecare zi. În exercițiul următor, comparați propozițiile afirmative cu propozițiile corespunzătoare interogative și repetați. I like the town. Îmi place orașul. Do I like the town? Îmi place orașul. You go to the shop every day. Mergi la magazin în fiecare zi. Do you go to the shop every day? Mergi la magazin în fiecare zi. We always wait for the train. Așteptăm întotdeauna trenul. Do we always wait for the train? Așteptăm întotdeauna trenul. You often go for a walk. Mergi des la plimbare. Do you often go for a walk? Mergi des la plimbare. Transformați acum următoarele propoziții în propoziții interogative. They often go to church. Do they often go to church? We seldom see the boy. Do we seldom see the boy? I visit Mary every day. Do I visit Mary every day? You always work in the big building. Do you always work in the big building? We usually walk to work. Do we usually walk to work? The boys like the town. Do the boys like the town? Iar acum, prin intermediul următorilor exemple, veți vedea cum se folosește verbul auxiliar does în întrebările interogative. She often goes to Bucharest. Does she often go to Bucharest? Ea merge des la București. He seldom visits Mary. Does he seldom visit Mary? El o vizitează rar pe Maria. Peter goes to school every day. Does Peter go to school every day? Petre merge la școală în fiecare zi? Iată câteva întrebări formulate cu ajutorul pronumelor interogative. Acestea se află întotdeauna la începutul propoziției. Where do you usually go in the morning? Unde mergi de obicei dimineața? When do you usually open the shop? Când deschizi de obicei magazinul? What cars does she like? Ce fel de mașini îi plac ei? When does he visit the girl? El când vizitează fata? Where do they walk every day? Unde se plimbă în fiecare zi? What school do you like? Ce școală îți place? Ascultați cu atenție și repetați. John walks to work every day. Where every day? Where does John walk every day? Unde se plimbă Ion în fiecare zi? They often visit the woman. When the woman? When do they visit the woman? Ei când vizitează femeia? We seldom see the buildings. What? What do we seldom see? Ce vedem rar? He opens the shop in the morning. When? The shop. When does he open the shop? Când deschide el magazinul? Iată câteva propoziții interogative formate cu ajutorul pronumelui Who? Cine? John opens the door every day. Who opens the door every day? Cine deschide ușa în fiecare zi? They seldom see the station. Who seldom sees the station? Cine vede rar stația? You like cars. Who likes cars? Cui îi plac mașinile? Formulați întrebări cu ajutorul cuvântului Who? Cine vorbește rar cu Maria? Who seldom speaks to Mary? Cui îi place casa? Who likes the house? Cine vrea să meargă la plimbare? Who wants to go for a walk? Cine îl vizitează pe Richard în fiecare zi? Who visits Richard every day? Dați acum răspunsuri negative la următoarele întrebări, folosind forma prescurtată a verbelor. Do you like the girl? No, I don't. Does she live in Bucharest? No, she doesn't. Do we go to school in the morning? No, we don't. Does he visit the woman every day? No, he doesn't. În continuare, vom repeta formarea interogativului. Traduceți în limba engleză. Unde mergi adesea? Where do you often go? Ei o vizitează pe femeie în fiecare zi? Do they visit the woman every day? Când mergi de obicei să te plimbi? When do you usually go for a walk? Cui îi place să se uite la circulație? Who likes to look at the traffic? Deschizi des fereastra? Do you often open the window? Unde este Petra? Where is Peter? Și fata vrea să meargă cu trenul? Does the girl also want to go by train? Cine îl așteaptă întotdeauna pe băiat? Who always waits for the boy? Ei văd autobuzul pe fereastră? Do they see the bus through the window? Cine este în clădire? Who is in the building? Cunoști hotelul din strada Gării? Do you know the hotel in Station Street? Vrei să mergi acolo după amiază? Do you want to go there in the afternoon? Unde vrei să mergi cu autobuzul? Where do you want to go by bus? Când vrea să meargă la București? When does she want to go to Bucharest? Acesta este un birou? Is it an office? În următorul exercițiu să exersăm pronomele posesive în propoziție. Ascultați și repetați. It is my house. Aceasta este casa mea. Our car is red. Mașina noastră este roșie. Your clock is nice. Ceasul tău este frumos. It is a nice house. Aceasta este o casă frumoasă. Its windows are big. Geamurile sale sunt mari. His shops are big. Magazinele lui sunt mari. Their school is in Station Street. Școala lor este în strada Gării. Your country is big. Țara voastră este mare. It is her bicycle. Aceasta este bicicleta ei. În continuare, completați propozițiile următoare cu pronomele posesiv corespunzător. Unde este școala ei? Where is school? Where is her school? Ea merge des în casa lui? Does she often go to house? Does she often go to his house? Tatăl nostru merge la magazin în fiecare zi. Father goes to the shop every day. Our father goes to the shop every day. O vizităm rar pe mama lor. We seldom visit mother. We seldom visit their mother. Unde este bicicleta ta? Where is bicycle? Where is your bicycle? Traduceți următoarele propoziții. I have a blue car. Am o mașină albastră. It's a green house. Aceasta este o casă verde. I often go for a short walk. Merg des la o plimbare scurtă. It's a long table. Aceasta este o masă mare. We always wait for the bus for a long time. Întotdeauna așteptăm autobuzul timp îndelungat. Traduceți acum în limba engleză următoarele propoziții. Nu-mi place albastrul și verdele. I don't like green and blue. În oraș sunt și străzi scurte. There are also short streets in the town. În casă este o cameră albastră. There is a blue room in the house. Aceasta este o stradă lungă. It's a long street. În ultimul exercițiu al lecției vom repeta cuvintele noi și gramatica. Traduceți în limba engleză. Țara voastră este mare? Is your country big? Nu avem timp să vizităm fetele. We have no time to visit the girls. Unde locuiești? Where do you live? Merg des la București pentru o zi. I often go to Bucharest for a day. În spatele stației este o școală. There is a school behind the station. Unii oameni merg seara la plimbare? Do some people go for a walk in the evening? Cine intră de obicei primul în clădire? Who usually enters the building first? Pe masă este un ceas frumos. There is a nice clock on the table. Mama noastră crede că suntem acasă. Our mother thinks we are in the house. Îmi place să vorbesc cu mama lui. I like to speak to his mother. Sunt câteva orologii mari în oraș. There are some big clocks in the town. Când o aștepți pe mama ta? When do you wait for your mother? Ce este? What is it? Cred că este un hotel drăguț. I think it's a nice hotel. Mama ei se uită des pe fereastră. Her mother often looks through the window. Mamele lor sunt în oraș. Their mothers are in town. În oraș este circulație terifiantă. There is through traffic in the town. În încheierea lecției urmează un exercițiu de pronunție. I, nice, time, five, like, white, side, behind. A, day, table, wait, railway, they. R, car, R, afternoon, ask. O, no, window, go. U, school, you, blue, through, to.